Bună, sunt Mihaela și astăzi vă prezint inimiară simplă croșetată. Are doar trei rânduri. Și eu am trecut pe aici și am mai făcut încă o inimă și încă o inimă și am făcut o brățară. Splendide pentru 1 martie, 14 februarie, 8 martie, avem nevoie de idei noi, de ceva plăcut, de ceva ușor de făcut pentru fetiții, de dăruit ceva special și particular. Vă amintesc să vă înscrieți la canalul meu MM Crochet, vă pup și spor la lucru! Salutare dragii mei, hai să facem minimeare croșetate, simple. Și avem uh, și un fir grena, am făcut o brățară, am făcut uh, ca un trifoi. Și acum haideți să facem uh, o inimioară simplă, simplă. Deci facem uh, trei ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Mai facem unul pentru că trebuie să ne întoarcem înapoi și să facem în primul ochi de lanț. Facem trei picioruși. Unu. Da? Vorbesc aici pentru începători. Începătoare. Că bărbați mai puțin. Dacă vreți să știți și altceva, vă rog să-mi spuneți, să-mi scrieți că eu vă văd în direct. 3. Am zis 3 piciorușe, am greșit. De toate trebuie să fie 5, pentru că considerăm uh, asta pe un prim picioruș. Deci avem 5 piciorușe. Strângem primul ochi. Și ne întoarcem și vom face um, trei ochiuri de lanț prima dată. Te pup, Viorica! Hai să facem inimioare simple, că avem nevoie de mărțișoare și de idei și de brățări ca acestea. Și în același picioruș. Vom mai face încă un picioruș dublu. Avem uh, mulțumesc pentru inimiare. În continuare vom face încă 3 în fiecare picioruș de dedesubt. 2 3 În ultimul Picioruș de jos, care erau acele trei ochiuri de lanț care au fost ridicate la început, vom face încă două picioruși dubli. Trebuie să luăm două fire de aici ca să avem bază, altfel se va, se va lărgi. Este al doilea rând de la inimiară, vom mai face încă un rând și inimiara noastră va fi gata ne întoarcem și vom face patru picioruș, 4 ochiuri de lanț. 3, 4. Dăm de două ori după croșet și ne întoarcem în primul picioruș și vom scoate de două ori. Ce am luat aici? Numai unul? Trebuie să le luăm pe amândouă. Se vede? În amândouă trebuie scoate. Mulțumesc, Viorica! Așa, și scoatem doar de două ori. Dăm încă o dată de două ori pe croșet și mai facem încă un picioruș triplu, neterminat. Și pe următorul, Încă unul, tot triplu, neterminat. Te salut, Sergio! Cum va? Acum le închidem pe toate patru. Și vom coboră cu trei ochiuri de lanț. vom închide aici cu un picioruș scurt. Și este gata o jumătate de inimă. Mergem și în partea asta altă și ne vom ridica tot cu trei ochiuri de lanț. Facem picioruș triplu în următorul. 1, Mioara, ce doarme de tine, nu te-am văzut de foarte mulți ani. Te pup! Mai facem încă un picioruș în ultimul picioruș. Multo bene, Sergio! Ripauza! Mai facem un picioruș dublu triplu, neterminat. Acum închidem tot. Așa. Și vom coborâ în jos cu patru ochiuri de lanț. Nu vom închide aici. Și asta este inimiara noastră. O punem lângă cealaltă. Uitați cât de ușor se poate crea o, o inimioară. Simplă, simplă, o brățară pentru copii să apropie 14 februarie. Asta o facem pentru băieți. Și hai să vă arăt cum continui la brățară. Vrea cineva să știe? Deci avem uh, aceleași uh, patru ochiuri patru ochiuri de lanț care normal trebuie să le închidem aici doar că noi vom da lucru în partea asta la altă și vom păși vom păși în fiecare ochi ca să ajungem în centru pentru următorul, următoarea inimiară. Ajungem pe centru. Vedeți cum am pășit? Și la cealaltă este la fel pășit. Așa. Iar aici vom face trei ochiuri de lanț ca despărțitură. Ca să trecem la nivelul următor, la inimiara următoare, facem altii trei ochiuri, care se consideră un picioruș dublu înalt, dublu, și ne vom întoarce înapoi în cel de-al treilea, aici. Și vom începe următoarea inimiară cu patru picioruși dubli. 2, 3. 4. Întoarcem coloana. Întoarcem rândul și continuăm cu alte inimii. Are. Vă place ideea? Ce ziceți? Vă pup!